La ArcelorMittal, anul care tocmai a început are două mize importante în viziunea sindicatelor, semnarea noului contract colectiv de muncă și stoparea tendinței de închidere puțin câte puțin a activității pe platforma siderurgică. În ceea ce privește contractul colectiv pe 2013, acesta trebuie semnat până pe 20 ianuarie, însă negocierile sunt departe de a se fi încheiat. Sindicatele însă nu se așteaptă la o majorare salarială. Patronatul n-a mai insistat pe scăderea salariilor, a venit cu o singură noutate față de contractul actual. Nu propune nicio majorare salarială, ci doar un bonus plătibil în luna aprilie pe ultimele 12 luni de 2,5% din veniturile pe ultimele 12 luni ale fiecărui salariat, venitul brut. În plus, tendința de restrângere a activității în combinatul siderurgic se va menține și în 2013, având în vedere faptul că se pregătește o nouă schemă de plecări voluntare. O schemă de plecări voluntare care s-a discutat, a fost aprobată în principiu, dar care încă nu i-a primit ok-ul de la Mittal pentru a debloca niște sume de bani și nu se știu care sunt datele reale în această nouă schemă de plecări voluntare despre care se discută. Nici cine intră, nici când, de când intră, care sunt salarii, oricum va fi mai proastă decât cea de anul trecut, dacă se va da până la final. Potrivit reprezentanților sindicatelor, ArcelorMittal a avut un profit în 2012 de aproximativ 600 de milioane de dolari și pierderi de 80 de milioane de euro, cu o producție de peste 1,5 milioane de tone de oțel.